abonații, urmăritorii și, bineînțeles, membrii canalului meu de YouTube. Vreau să vă anunț că am ajuns acasă, eu ajuns 10 zile prin Elveția, eu ajuns. Și, bineînțeles, cum am ajuns acasă, nu ai cum să nu te lovești de realitatea românească. Nu o să vă credeți, ia să Vă arăt și situația, cum ajung, primesc pe, pe contul meu, pe contul meu, factura de EON. Păi, intrăm în realitate, gata, au ajuns vacanță au ajuns uh, munții albi, uh, uh, lacuri și alte avioane și trenuri și mai știu eu ce. Fiți atenți aici. Ia. Deci eu înainte să plec cu... Am plecat joia... joia, trecută, nu asta care o trecut, ci aia la altă. Deci am vreo 12 zile de când am plecat. Am făcut fotografie la contor, pentru că contorul de gaz este chiar lângă apartamentul nostru. Și am spus că în data între 1 și 7 trebuie să trimit uh, indexul bă, asta am făcut în data de 1 sau în data de 2 da, cred că în data de 1 am trimis indexul bun bă, și am văzut eu care e situația acolo, am zis bă, nu e nu știu ce, nu e consum foarte mare a fost ceva, dar nu e mare și îmi vine factura și ia, fi, ia fiți atenți aici la detalii factura, deci data scadentă data emiterii Așa, bun, asta este pe luna trecută, adică pe luna 10 -a, cum ar veni, da? Suntem acum în noiembrie, dar eu plătesc pe octombrie, pentru că de aia am trimis indexul data de întâi, ca să vadă oamenii ăștia de la EON, gaz, cât am consumat. Dacă de aia bagă ceasul ăla și să trimiți indexul cu EON My Life sau EON My Line, așa. Și aici, și mi-au trimis o factură de 284 de lei, parcă, da, deci două rez de plată de 282. A, ah, exact, că am avut vreo 2 lei în plus plătiți. Deci trebuie să plăt... factura 284 de lei. Bun. Așa, hai, haideți să vă dau detalii factură și fiți atenți, vă să spuneți și voi care e situația și o să vă arăt și cât e, cât e indexul cât am consumat în realitate și 284 de lei. 284 de lei, să nu uitați asta. Deci consum 10, 2 a 10, a 31 a 10, da? Cantitate 0, 9, 8, așa. Valoare 256, preț 260,50 bani. După perioada de citire, 1 a 11, -a, 1 a 11, da. Deci, în data de 1 l-am trimis eu. Între, da, da, între 1 și 7 puteai să trimiți eu. Deja, când am plecat, în data de 7 eram plecat, da? Și l-am trimis în data de 1. Aici, cantitate, nu știu, iar scriu ei ceva, valoare TVA 10 ,90 lei 90, preț, dar nu știu, valoare TVA ce? E 10 lei e, metru cub de gaz, 10 lei. Că nu știam de 10 lei. B am auzit de un leu că ridică de la nu știu cât, dai 10 lei. Acum vă întreb și pe voi. Chiar pentru că nu înțeleg. Preț 260, plafonare, nu știu ce, cantitate 98 de 0,98, nu știu ce, iar aici valoare fără TVA minus 27 de lei, după 27 de lei, bă, nu știu de unde e 27 de lei ăștia iarăși aici perioada nu știu ce, iarăși aceea schimbă valoare fără TVA, un lei și preț 28 de lei și 16 bani. Iarăși nu știu care e situația cu ăsta, cred că ăștia ar fi normal, prețurile așa. Și iarăși aici, 2 a 10, a citire, cantitate 0, valoare 45 de lei și pe ăsta, să spuneți voi, care treaba aici cu desfășurătorul acesta? Pentru că am dat click pe factura mea. Da? Deci acum am a venit cât că m-am trezit, că aseara, azi noapte am ajuns acasă și, bineînțeles, trebuie să-ți dai cu capul de realitatea românească, pentru că n-ai cum altcumva aici în țara asta, n-ai cum. Dar să-ți explicați. Bun, după detalii, contor aici, nu prea... ce aici? Uitați, autocitire, da? Și index vechi. Că ăsta e, bă, o să vă întrebați, bă, dar poate, poate ai consumat. Bă, dar în luna trecută eu am avut 54 de centimetri cubi sau kilovat când scrie acolo. 54. Și acum când am citit, în data de întâi și le-am trimis, 152. Deci eu am avut consum, uitați aici, 98 metri cubi. Consum, ce? Metri cubi înseamnă, da? Nu. No. Spuneți-mi voi dacă 98 de uh, metri cubi, pentru că atâta e consumul real, pentru că eu am, după 12 zile azi am venit, azi am mai dat drumul la căldura, asta o să plătesc luna viitoare. Dacă 98 de metri cubi costă 284 de lei. No, cât e metru cub? Cum îi treaba? Pentru că eu nu înțeleg, deci trimit, am ăsta, e on my life, e on, da, my life, nu, mai și my life, tătul ăsta sunteți. Bun, ce fac? Bă, hai să văd care e situația, pentru că vedeți una alta. Bă, ia că, ia să spun, da, ia uite. Deci, în primul rând, nu poți lua, au două numere, am să spun pe ambele. Asta e cu 366. 6. ambele numere, bineînțeles, este ocupat, dar până acum, până acum, mi se închidea, spunea că indexul nu știu ce, deci n-ai cu cine vorbi, intra un robot și nu. Deci, nu știu, o să încerc și mai târziu să iau legătura cu oamenii, așa, să văd exact care-i treaba, și să-mi spuneți și voi, bă, dacă eu greșesc ceva, pentru că, bă, 260, dar 200, ăsta-i atât mi a venit că direct să apare în față, factura 284 de lei. La 98 de metri cubi de gaz uh, consumat. Noi spuneți în voi care e situația? Ia vă mai arăt odată să vă uitați și voi frumos, da? Deci de la 54 index vex, la 152 indexul nou pe care le-a 98 metri cubi de gaz consumat și prețul... La 98 de metri cub vine 284. Pentru că eu nu văd altceva ce mi-a băgat altceva. Că nu înțeleg. Pur și simplu nu înțeleg eu exact aici factura asta. Pentru că totuși am înțeles că nu costă chiar, nu știu, 10 lei. Am înțeles că costă, nu știu, 30 de bani, 60 de bani pe metru cub. Deci a trebuit să vină sub. 100 de lei uh, consumul. Bun. Asta e realitatea. Sper să, nu știu, că, bă, să dai așa, să arunci așa banii, mă, dacă tot am instalat, pentru că înainte nu instalam. De anul trecut am început să instalez, că mi-au venit în ianuarie vreo 8 milioane și am spus, mă, stai așa, mă, că nu-i bine. Și eu în total am avut vreo 250 de metri cubi consumați pe luna aia, după atât mi-o trimis cu minus, cu minus, dar ei cred că ai tu 8 milioane, 10 milioane să le dai tu lor înainte. Mă, dar eu n-am banii ăia. Eu vreau să plătesc exact cât consum. Deci cât consum, atât plătesc. Mă, 98 de metri cubi am consumat, vreau să plătesc 98 de metri cub. Plus că n am fost acasă, un alta să vedem și luna asta cât o să-mi vină, că suntem în cât nici nu mai știu cât suntem. Și uh, luna asta n-a fost acasă, deci aproape jumate de lună nu am fost acasă. Nu, no. Să-mi spuneți voi, nu mai vreau să lungesc. Asta -i, am dat cu capul de realitatea românească. Uh, în schimb, m-am întors, e, bine, e mai bine ca ieri acasă, cel mai bine. Și ne apucăm de treabă, de mâine, încolo azi mai stau mai ăsta că 24 de ore am călătorit dacă vreți să, să aflați și voi detalii, dacă vreți să mergeți cu Maxi, Taxi de ăsta cu uh, microbus pot să vă dau detalii, pentru că am și cu ăia, am mers și cu ășia am venit, dacă doar dacă vreți voi, dacă nu vreți detalii, să... Vedeți situația, cât costă, cât e, ce e, la ce să vă așteptați. Nu vă dau, dar dacă îmi cereți să vă dau detalii, am să vă dau. Bun. Ăsta e cu eu, nu să-mi scrieți și voi. Poate eu undeva greșesc, poate eu undeva. nu știu eu să citesc pe aici exact situația și poate unul dintre voi știți mai bine. Vă salut și ne auzim la. Alte tutoriale, video din realitatea românească, gata, acum suntem acasă.